Ce vrem să facem în următorul mandat? Lifturi. Modernizarea tuturor lifturilor. Dar al doilea lucru foarte important este legat de zona de lifturi care se poate construi în exterior. Pentru blocurile de 4 etaje. Ce înseamnă lucrul ăsta pentru persoanele din vârstă acolo? S-a și făcut, după cum observați, studiul Strada Cosminelor. Vedeți foarte mult lifturile la blocurile de 4 etaje, unde urci cu sacoșa până la platul ăsta în contextul în care mai poți să urci. Și văd lucrul ăsta pe loc, Călin Cătălin, unde am domiciliu, unde persoane în vârstă au o problemă în sensul ăsta. Și chiar dacă probabil unii vor zâmbi, dragilor, nu este chiar o chestiune pe care noi trebuie să o facem, să o analizăm și să o implementăm. Trebuie să ne ocupăm și de lucrurile astea legate de confort.